să facă apa cu vinul. Păi, dar să amestecă. Să amestecă la anumite procente, nu? La prima asta mare de vin. Bă, hai spune. Deci, Vali, hai spune cel mai tare punk school care am auzit. Doi ani de nenu. Și băi, George, mi-a murit bău. Că așa nu-i duce toți unul după altul, băi. Că l-am trimis. Dă-i nouă tate, l-am văzut, l-am văzut, e bun. Bine, adică fac o fotografie împreună, că era da, frate. Da, da. Vezi unde ajunge fotografia asta. Pentru el. Noi nu e o problemă. Pe el Radel în Photoshop. Mulțumesc. Am ușa un banc. Cam cu la școală am noții. Îmi trebuie pe asta. Dar de ce nu se trece de la școală? Păi am murit bunica. Da, ce a avut? Și a călcat tractorul cu un deget. Nu se moare de nasul în nuț. Da, da, avea deget în nas. Auzi, dar când zic că zici într-un aprozat turistic, ține și mai nu vă supărați. Dați-mă de un... Thank you.
Avem nevoie de puțină rezistență dacă bem 7 vinuri. O să vă rog să aveți fiecare 2 pahare, un pahar pentru vinurile albe și pentru roze și un pahar pentru vinurile roșii. Vinul are o poveste. Fără poveste, se pierde o parte din gustul vinului. Iar povestea are mai multe componente. Mai întâi trebuie să vedem cine face vinul la Vincis. Trebuie să vedem unde este Vila Dobrușa, domeniul care face vinul la Vincis. Trebuie să vorbim puțin despre Podolia Răgășani. Va trebui apoi să vorbim despre fiecare vin în parte și să facem împreună ceea ce se cheamă analiza senzorială. Pentru că degustarea vinului presupune participarea tuturor simțurilor. Câte simțuri avem? Dacă numărăm 7, o să spuneți care sunt acele, eu știu de 5. Toate aceste simțuri participă la degustarea vinului. Mai întâi, văzul. Și o să vedem împreună cât de important este vădul pentru a face această analiză sensorială a vinului. Apoi este aroma, nasul, simțul olfactiv, apoi este gustul și, deși par mai puțin prezente, sunt importante și celelalte două simțuri, simțul tactil și vom vedea de ce, și uneori, mai puțin astăzi, pentru că n-avem vinuri efervescente, și auzul important, oricum dacă vom ciocni paharul, atunci se va auzi și auzul va participa. Mai întâi, Podgoria Drăgășani. Aici, în Moldova, cunoașteți mai bine alte podgorii. Codnari, Huși, Cotești, Otopești, Panjo. Totuși, dacă ne uităm în istorie, vedem că Podgoria Drăgășani are cea mai veche tradiție. Drăgășani, în vremurile vechi, se chema Rusita. Arheologii au descoperit în Drăgășani un casc roman care a preluat același nume de la vechi Dacia Vidava. Și evident că nu întâmplător au făcut romanii castru acolo, pentru că unde nu e vin, ei nu prea fac un asemenea efort. Sunt dovede arheologice care arată că vinul se produce la Drăgășani de mii de ani, vicea de vie se cultivă de mii de ani, în orice caz, din vremea dacilor și din vremea romanilor. În Evul Mediu, cea mai cunoscută podgorie din țările române a fost Podgoria Drăgășani. E adevărat că a avut un competitor important în Moldova, Podgoria Codnari. Îi spuneam mai devreme însă unui prieten jurnalist de la Deșteptarea că până la urmă Mihai Eminescu, care a băut mult din de Codnari, a ajuns la concluzia că cel mai bun este vinul de Drăgășani. Sunt cel puțin două probe care atestă acest lucru. Una dintre ele, despre care îi făceam vorbire Petrolință de la Deșteptarea, este o evocare pe care un prieten al lui Eminescu a făcut-o în revista Familia la foarte puțin timp după ce Eminescu și-a dat Popescu sfârșit. Acest prieten povestește în revista Familia, poveste care e după aceea preluată de George Călinescu în Viața lui Eminescu, că l-a vizitat pe Eminescu la sanatorul Șutru cu câteva zile înainte ca poetul să moară. Și la sfârșit, când s-a despărțit de Eminescu, poetul i-a spus: vreau să prefac sângele în vin de Drăgășani. Păi aici este ca un fel de poveste eucaristică, pentru că, așa cum la cea de taină, Iisus le-a spus ucenicilor: mâncați această pâine, este trupul meu, beți acest vin, este sângele meu, tot așa Eminescu ne spune peste timp că dacă bem vin de Drăgășani, facem parte din Marea Conferie Eminesciană și din Marea Conferie a vinului de Drăgășani. A doua probă este
o mărturie a unei foarte importante doamne, Mite Krempis, concurenta Veronicii Migre. Într-o schiță de memorii, Mite Krempis povestește cum l-a întâlnit pe Eminescu. L-a întâlnit în casa lui Ilie Maiorescu, la București, la un prânz. La început, spune Mite Krempis, poetul era tăcut, taciturn, îngândurat, cufundat în el însuși. Până când la masă a fost adus vinul de rădășani. În acel moment, Eminescu a devenit volubil și a vorbit ceasul întregi Mitei Krempis despre vinul de rădășani. Așadar, cea mai bună clasificare a vinurilor a făcut-o Mihai Eminescu și Podgoria Drăgășani a fost după aceea, până la început de secol XIX, Podgoria avea vinul cel mai bun din România, era vinul casei regale. Și de altfel, și după pragul celor două secole, XIX și XX, familia regală continua să bea vin, iar la încoronarea regiului Ferdinand, acolo România Mare, vinul care a fost băut de cei care au participat la această ceremonie, a fost vinul de Drăgășani. Dar acum deja aveți în pahare primul vin și o să fac o pauză în istoria Podgoriei Drăgășani, pentru că e momentul să degustăm primul vin. Primul vin este un cupaj de muscat otonel și Sauvignon Blanc. Mai întâi, dacă vă uitați la culoarea acestui vin, și mă bucur că aici se desfășoară lumină și se mai vede și lumina zilei. Dacă vă uitați acolo acestui vin, o să vedeți o culoare galben pal, foarte plăcută, luminoasă. Totdeauna când vrem să vedem culoarea vinului, aplicăm puțin paharul și dacă avem și soare, atunci în soare se vede foarte bine culoarea vinului. Așadar, și ochiul se bucură atunci când degustăm vinul. După care intră în rol nasul. Putem rodi un pic vinul în pahar. Și simțim deja aroma de muscat, dar și discretă aroma de Sauvignon. Și dacă rodim și mai mult, atunci o simțim foarte bine ce se cheamă aromele secundare ale vinului. Vinul are trei categorii de arome. Arome primare, care sunt aromele care vin din strugure direct. Ele sunt perceptibile chiar dacă nu rotim vinul în pahar. După aceea sunt aromele secundare care apar ca urmare a proceselor chimice din procesul de vinificație. Când vinul este și învechit puțin, fie în barică, fie în sticlă, apar aromele terciare. Acest vin este un vin care are deja în stic aproape 2 ani și dacă punem mâna pe paharul în care e vinul și rotim vinul în pahar și după aceea dăm mâna la o parte, o să simțim aceste arome terciare. Ele se simte adevărat cel mai bine la vinurile învechite și o să ajungem ceva mai departe la vinuri care au o vârstă mai redutată. Și dacă gustăm, dragii, sper că vă cucerește gustul acestui cupaj, pentru că el reunește și savoarea muscatului, reunește și aciditatea Sauvignonului. Trebuie spus că în România cultivăm două soiuri de Sauvignon. Petit Sauvignon și Gros Sauvignon. Aici avem Gros Sauvignon, cupaj cu muscat și ceea ce este specific pentru Gros Sauvignon este care are o foarte ridicată aciditate. Și asta dă vinului prospețime, îl face să-și păstreze tot timpul în pahar puterea de a te invita să mai bei. Este un vin care se poate bea foarte bine vara, mai ales acum când o să înceapă căldurile. Este un vin care se poate bea chiar fără mâncare, dar dacă
presa asociați se poate aduce foarte bine cu fructe de mare, cu pește, chiar și cu salatele fructe. Nu ezitați să depusați vinul mai departe, în timp ce eu am să vă mai spun povești despre Drăgășani și despre Vila Dobușa și despre vinul Avincis. Mai întâi să decriptăm eticheta acestei sticle. Dacă vă uitați la sticlă, la această etichetă, o să vedeți mai întâi că este un fel de fereastră care este fereastra conacului de familie de la Vila Dobușa. Este un conac în stil prâncovenesc, recunoaște această arcadă care este tipică cerdacurilor prâncovenești și ferestrelor prâncovenești. Dedesubt este o pictogramă care este imaginea stilizată a cramei Avincis. Sloganul nostru este tradiție și modernitate. Tradiția care vine din arta prâncovenească, modernitatea care vine din arta arhitectului Alexandru Beldiman. Crama a fost proiectată de arhitectul Alexandru Beldiman, unul dintre cei mai buni arhitecți din România, și el a restaurat conacul, el a făcut amenajarea peisagistică, pentru că Vila Dobușa este un proiect nu doar vinicol, nu doar viticol, este și un proiect cultural. Și cum o să vedeți dacă vizitați Vila Dobușa sau de măcar dacă o vizitați pe site, veți constata că, într-adevăr, ceea ce a făcut arhitectul Alexandru Beldiman acolo este cu totul remarcabil. Este mai întâi frumusețea locului, pentru că Dumnezeu a creat dealul Dobușa și o să vedeți, dacă veniți acolo, că în partea de est este Valea Oltului deschisă larg. Oltul se vede aproape ca o mare, pentru că este Oltul sistematizat cu apele de acumulare. În partea dreaptă, spre apus, soarele străbate codrul Mamu, care este unul din cele mai întinse păduri din România, de la Drăgășan până la Târgu Jiu, pe dealurile subcarpatice. La nord, când sunt zile senine, se vede tot lanțul Carpaților meridionali, iar spre sud se văd luminile Slatinei și uneori chiar luminile Craiovei. Pe dealul Drăgășanilor crește vița de vie, și avem 40 de hectare de viță de vie, avem plantate soiuri românești și soiuri internaționale. Deja am gustat un cupaj în care sunt două soiuri internaționale, Muscat Odonel și Sauvignon Blanc. Mai avem de asemenea Pinot Gris și avem ca soiuri albe românești Fetească Regală, Tămâioasă Românească, și avem ca și avem Crâmpoșia, care este, o să vedeți imediat, drapelul vinului albă de la Drăgășani. Ca vinuri roșii avem Merlot, Cabernet Sauvignon și Pinot Noir și avem de asemenea Negru de Drăgășani. În seara aceasta, din păcate, nu vom putea degusta Negru de Drăgășani, pentru că succesul primei noastre ediții 2012 a fost atât de mare, încât în 4 luni de la momentul în care am scos pe piață vintitul 2012, el s-a epuizat și așteptăm să scoatem pe piață vinicul 2013 în luna noiembrie, probabil, și atunci vom avea posibilitatea să degustăm și Negru de Drăgășani. Dar eu constat că dumneavoastră leneviți. Dacă leneviți, înseamnă că putem trece la următorul vin. Și încă ceva. Aveți aici chetenii. Vă sfătuiesc ca să nu zăbobiți și chiar acum să vă luați o farfurie, pentru că gustul vinului, asociat cu mâncarea, sporește. Și ca urmare, dacă vă luați o farfurie și gustăm de aici, o să crească savoarea vinului. Nu vă îndemnați. Domnul Gheorghe, îndemnați-l. Vă dau bășcă în microfon. Da? Aici a venit la casa.
Răspuns este un destin. Domeniul Vila Dobrușa este moștenit de soția mea de la străbunicii ei. Maria și Iancu Râmnicianu au cumpărat acest domeniu în anul 1927. Bunicul soției mele, străbunicul soției mele, Iancu Râmnicianu, era director de bancă în Drăgășani, a cumpărat acest domeniu. Din păcate, el s-a prăpădit foarte tânăr, la 40 ceva de ani, iar soția lui, Maria Râmnicianu, a administrat domeniul ca viticultor, enolog și negustor, până când domeniul a fost confiscat de comuniști. Soția mea, care este o olteancă aprigă, în momentul în care s-a putut începe demersul pentru recuperarea domeniului, a început o lungă aventură juridică, și administrativă și judiciară pentru a recupera domeniul și în 1997 a reușit să obțină restituirea acestui domeniu viticol. Ne-au trebuit 10 ani însă pentru ca să ne hotărâm să ne apucăm de treabă. Adică abia în 2007 am luat hotărârea să refacem bunacul de familie, să construim crama, să refacem o parte din via veche care s-a putut recondiționa și să replantăm cea mai mare parte a suprafeței viticole. Ne-a trebuit timp și pentru că era nevoie de bani, să știți că via este una dintre investițiile cele mai costisitoare. În plus, este una dintre investițiile care permite recuperarea investiției după o perioadă îndelungată de timp. Mai întâi trebuie să plantezi vița de vie, trebuie 3 ani până când face struguri. După aceea trebuie să aștepți până când se face vinul. Dacă vrei să învechești vinul, unor trec 3-4 ani. Așadar, după 7-8 ani, ajungi să vinzi ceea ce produce via. Trebuie să faci rețeaua de vânzare. Trebuie să găsești echilibru bun între import și export, între desfacerea pe piața internă și desfacerea la export. Toate astea cer timp. Și se spune că via devine profitabilă la a doua generație. Dar pentru noi, domeniul Vila Dobrușa nu este, în primul rând, o afacere. Este o pasiune, este, cum spuneam, un proiect cultural și este, în același timp, un proiect de restaurare a memoriei. Este vorba de restaurarea memoriei familiei, restaurarea memoriei Podgoriei Drăgășani, Podgoria, care e istorie, cum vă spuneam mai devreme, este prodigioasă și este vorba după aceea de dimensiunea culturală pe care o are acest proiect. Organizăm acolo concerte, evenimente culturale, training-uri și dacă veți vizita locul, veți vedea că vă veți întoarce întotdeauna. Întrucât ne apropiem de Crâmpoșie, vă sugerez ori să beți vinul anterior, ori dacă nu aveți niște deversoare, nu chiar pe fiecare masă, și puteți să puneți vinul care vă rămâne în deversor. Următorul vin este Crâmpoșia. Vă spuneam mai devreme că este steagul
Virul Arbe de la Drăgășani. Se spune că Crâmpoșia se plantează din timpul dașilor. Există o monedă de aur care se păstrează la Muzeul British Museum din Londra. O monedă care a fost bătută de Traian după cucerirea dacilor. Pe una din fețele medaliei este echipul Traian cu inscripția Dacia Augustus și pe cealaltă față a medaliei este o femeie frumoasă care stă pe o stâncă, lângă ea sunt doi copii, un copil ține în mână un snop cu spice de grâu și celălalt ține în mână un strugure. Ei bine, analizând compoziția, configurația, morfologia acelui strugure, mi-am dat seama că nu poate fi decât Crâmpoșia și asta înseamnă că pe moneda respectivă se vede Crâmpoșia. E adevărat că cei de la Condar spun că e frâncușă. E o dezbatere care încă n-a ajuns la un rezultat. Eu rămân la părerea mea că e vorba de Crâmpoșie. Numai că ceea ce vezi dumneavoastră astăzi nu este Crâmpoșia veche, denumită și cârlogancă, este Crâmpoșia selecționată. De ce a fost nevoie de această selecție? Care a fost făcută de cercetătorii de la Drăgășani în anii 70-80 ai secolului trecut. Pentru că vechea crâmpoșie, cârlogancă, avea un defect floral. Fac apel la cunoștințele de botanică pe care le aveți și știți că în jurul pistilului sunt staminele. Pentru ca să se producă polenizarea și pentru ca din floare să iasă fruct, e nevoie ca staminele să polineze pistilul. Floarea de crâmpoșie avea însă staminele curbate în jos și când venea momentul polenizării, nu se putea apropia de pistil ca să facă fecundarea. Și era nevoie să se planteze lângă crâmpoșie alt soi de viță de vie, era vorba de gordan, vântul și insectele făceau polenizarea cu polenul de la gordan la crâmpoșie, numai că această polenizare fiind la voia hazardului, trugurile n-avea foarte multe boabe, erau o scăzută productivitate. În schimb, alcoolul din crâmpoșie sau zahărul din crâmpoșie, care te face alcoolul după aceea prin fermentație, era foarte bogat. În vinul vechi de Drăgășani erau patru soiuri de struguri asociate. Crâmpoșie, gordan, braghină și tămâioasă. Și se spunea crâmpoșia dă tăria, gordanul umple putea pentru că era un vin foarte productiv, braghina face spuma și evident că tămâioasa dă aromă. Din păcate, braghina și gordanul au dispărut, mai sunt doar crâmpoșia și tămâioasa, iar această crâmpoșie selecționată a depășit defectul floral, pentru că acești cercetători, prin muncă îndelungată, selectând acele plante care aveau florile bune, încet, încet, au făcut crâmpoșia selecționată și acum este practic unul dintre cele mai productive soiuri de struguri din România. Numai că noi la Drăgășani nu urmărim cantitatea, urmărim calitatea, motiv pentru care facem ceea ce se cheamă cules în verde. Mai întâi, secretul vicei de vie este tăiat. Și stilul ăsta de tăiat este așa numitul sistem bioe cu o coardă laterală, care înseamnă un număr foarte redus de ciorchin pe fiecare viță de vie. Dar enologul nostru, despre care vă văd mai târziu, spune uneori că sunt prea mulți și spune să mai rărim din ei. Și când se formează strugurile, înainte de a se coace, se taie o parte dintre ciorchin pentru ca să rămână mai puțin, 5-6 ciorchin pe fiecare viță de vie, în așa fel încât, așa cum dacă sunt mai mulți copii, mănâncă mai puțin, dacă sunt mai puțin, mănâncă mai mult, viță de vie care are aceeași hrană nu mai împarte la 10 ciorchin, o împarte doar la 4-5 și atunci vinul iese foarte bun și foarte puternic. Revenind la crâmpoșia pe care o aveți în pahar și pe care sper că ați degustat-o și poate mi se pune și mie aici, începem evident cu contemplarea vizuală și aici o să vedeți nuanțe verzui la această crâmpoșie. Aceeași lumină strălucitoare pe care o găsiți mai în toate vinurile albe pe care le avem. Și deja vedeți ce spumă face când este pus vinul în pahar și nu este întâmplător, o să vă spun imediat care este secretul, dar mai întâi să ne primim această culoare pentru că este într-adevăr
o culoare care are și nuanța uleiului și nuanța verduie, este o culoare foarte puternică, strălucitoare. Pictorii sunt geloși pe culoarea cărbușii. Și acum, dacă percepem olfactiv vinul, o să simțiți nuanța de măr verde, de pară verde și o nuanță de fân cosit. De fân proaspăt cosit. Și urmează să vedem ce simțim când gustăm vin. Ei bine, simțim această acidite foarte plăcută, ca și cum ar fi un vin spumant. Deși este un vin liniștit, pentru că volumul total al acidității este de 7,8. Adică este o foarte crescută acidite, când poșia are foarte mai bună decât grosul vinul de care am vorbit mai devreme, și se simte cum răcorește gura. În plus, în post-gust, după ce înghițim, se simte mineralitatea vinului, este o ușoară nuanță de amar, de bitter, foarte plăcută. Este contribuția solului de drăgășani, pentru că în solul de drăgășani avem și calcare, avem și argile, există și urme de nisip, iar vița de vie și întinderea rădăcina în pământ până la 10-12 metri. Pe fiecare rădăcină există niște mici cirișori. Când ajung în dreptul pietrei de calcar sau în dreptul altor minerale, acești cirișori dizolvă piatra pur și simplu. După aceea, prin rădăcină și planta ajunge în frunză și din frunză o parte din această mineralitate ajunge în structură. Toate vinurile de la Drăgășani au această foarte plăcută mineralitate. Repet, dacă gustați mai departe, o să simțiți deliciul crâmpoșiei și nu e întâmplător că la export are foarte mare succes. Exportăm vinurile Avincis în Japonia, în Anglia, în Belgia și în China. Și mai ales crâmpoșia dintre vinurile albe se bucură de un mare succes, pentru că e o noutate pentru cei care gustă vinul ăsta. Nu există crâmpoșie în altă țară și nici în România nu e foarte multă crâmpoșie. Dar, dragii mei, important este că atunci când bei vin să dialoghezi. Dialogăm cu vinul, dar dialogăm și între noi. Și atunci o să fac un test, să vedem. Vă place crâmpoșia și de ce? Nu am băut prea mult. Am șofer, dar este foarte comentare. Tocmai spuneam colegului că nu am simțit prea mare diferență între prima prezentare, primul produs, primul vin, dar într-adevăr este mai acidulat și gustul este foarte, foarte bun. Mai dorește cineva să spună ceva? În comentarii aici avem o distinsă doamnă cavalerița vinului. Și sunt sigur că e în următoare să ne facă un comentariu. Crâmpoșia este un culoare superbă în băutul versului, mineralitate foarte pronunțată și cu acidulitate. Îmi place vinul. O să-l cumpăr pe care să înțeleg. Da, dacă vorbim de vânzare, vinul se poate cumpăra. Și mai mult decât atât, o să vorbim la un moment dat în această seară despre o carte care se cheamă Curioasa lumea vinului. Și pentru că am mai multe exemplare din această carte, o să fie un bonus, un premiu pentru cel care cumpără două sticle de vin. Mugurel așteaptă acolo și vă va face acest cadou. Vorbim despre vin și poate că e momentul să ne întrebăm ce legătură este între vin și apă. Și ne putem pune și mai multe întrebări după aceea. Se poate face vin din apă? Este voie să facem vin din apă? Se poate amesteca vinul cu apa? Este bine să bem șpriț? Foarte multe întrebări. Nu răspundem la toate deodată.
o să răspundem pe rând. Dar înainte de a discuta despre acest subiect pasionare la ceea ce nu zic cu apa, mai întâi să vă spun că păstorele evocată domnul Chiriac mai devreme a închinat un catren crâmpoșiei. Este singura viță de vie care s-a bucurat de o asemenea onoare din partea lui păstorel. Și păstorel spune așa: cercat am sticle multe, azi și ei, și-am dat de crâmpoșie într-o sticluță. Ce-i crâmpoșia? E o țărâncuță, dar care place tare la boieri. E, crâmpoșia din paharul dumneavoastră nu mai este chiar țărâncuța de care vorbea păstorel, pentru că el bea cărloganca, vechea crâmpoșie. Aici este crâmpoșia selecționată și deja această doamnă s-a rafinat, sau mai bine țărâncuța a devenit o doamnă rafinată, și în paharul dumneavoastră găsiți și prospețimea țărâncuței, dar găsiți și eleganța doamnei. Păstorel vizita des Podgoria Drăgășani, nu era singura Podgorie vizitată și, cum bine se știe, i-a plăcut așa de mult vinul încât un prieten i-a scris epitaful într-o epigramă și epitaful spune așa: ai zace Păstorel, băiat bun și spirit fin, dacă treceți pe la el, nu-l treziți, că cere vin. Până când mai degustați crâmpoșia și înainte de a aduce crujepetii, vă rog să-l pregătiți și dacă nu sunteți așa de rapizi și așa de harnici, repet, folosiți depărătoarele, poate că 7 vinuri înseamnă o probă prea puternică pentru unii dintre dumneavoastră. Alții însă nu se dau înapoi și nu consideră că 7 vinuri ar fi un număr prea mare. Să încercăm să răspundem la întrebările pe care le-am pus până când se pune în pahare următorul vin și despre care o să vorbim un pic mai târziu. Este bine să bem vin sau este bine să bem apă? Este bine să bem vin. Așa cred și eu. Și vă spun de ce. Primul motiv este că e destul la apă în vin ca să mai avem nevoie de altă apă. Ca și în corpul omenesc, în vin există 80% mai mult sau mai puțin apă. Numai că nu este apă exogenă, apă adăugată, ci este apa care vine din struguri. Este cea mai bună și singura, de fapt, formula acceptabilă de asociere a apei cu vinul. Dar vinul nu este doar făcut din apă. Vinul are multe lucruri în plus. Vinul are o doză moderată de alcool, care poate să meargă la vinurile bune de la 12 grade concentrație alcoolică până la 15, uneori chiar 16 grade concentrație alcoolică, dar pe lângă alcool, spun în calitate moderată, există acizi, există tanini, există substanțe minerale, toate astea fac ca vinul să aibă virtuți multiple. Adică vinul este dezinfectant, vinul este medicament și nu uitați că francezii care beau vin au o medie de vârstă mai ridicată decât englezii care beau whisky. Media de viață sau speranța de viață a francezilor e mai mare cu câțiva ani decât speranța de viață a englezilor, pentru că francezii beau vin și vinul este bun și pentru inimă. O să îmi îngădui să vă spun că numele Avincis are multiple semnificații. Una i-am dezvăluit-o prietenului de la Deșteptarea, dar dumnealui nu mai știe care sunt celelalte și cu ocazia asta îi răspund și dumnealui. Prima semnificație pe care i-am dezvăluit-o vine din faptul că acest cuvânt Avincis se compune de mai multe inițiale. A este inițiala de la fica mea Andreea și de la nepotul meu Andrei. V e ușor de ghicit de unde vine. I vine de la Irinel, care este soția mea. Avem de asemenea cuvântul vin la mijlocul cuvântului Avincis și e normal să avem cuvântul vin acolo. Iar la sfârșit este Cis, care înseamnă Cristiana Irinel Stoica, toate inițialele numelui soției mele, pentru că ea, fiind moștenitoarea domeniului, are dreptul să fie cu toate inițialele numele Avincis. Numai că sonor numele Avincis se emite la verbul latin vincovincere, a învinge. Ceea ce înseamnă că dacă beți vinul la Avincis, să veți fi învingători
în toate confruntările vieții dumneavoastră, inclusiv în cele politice, domnul Vreme. Dar nu numai în acele. Și în sfârșit, dacă ne gândim că în franceză învingător se spune vainqueur, dar dacă ortografiem diferit cuvântul învingător din franceză, o să obținem două cuvinte, vin și cœur, adică vin și inimă. Ceea ce înseamnă că vinul Avincis nu este numai vinul învingător, este vin bun pentru inima dumneavoastră. Adică este, bun, este vin bun și pentru îndrăgostiți, de orice vârstă. Iată de ce e bine să bem vin și nu apă. În plus, vinul nu este doar un produs lichid. Vinul este și un aliment. În zona Mediteranei, vinul era ca și pâinea aliment. Și dacă ne gândim la numărul de calorii care este într-un litru de vin, o să vedem că dacă beți câteva pahare cu vin, nu vă mai e foame. Dacă beți prea mult, s-ar putea să vi se facă. În plus, spre deosebire de apă, vinul servește și de combustibil, adică face încălzire centrală, dacă ți-e fric și bei un par cu vin de încălzit. Vinul creează prietenii, vinul unește. Cum stăm în seara asta aici împreună, vinul ne apropie unii de alții. Și nu mai vorbim de faptul că vinul ajută și îndrăgostiților. Și că este așa, să vină și vinul următoare, ca să vedem dacă este așa. Că este așa, vă amintiți poate unii dintre dumneavoastră un poem al lui Omar Khayyam, un poem care a fost și cântat multă vreme, mai acum vreo 20-30 de ani, un poem care se cheamă Ulciu. Omar Khayyam a fost nu doar poet, el a fost filozof și astronom. Ceea ce au descoperit europenii abia atunci când au introdus calendarul gregorian, adică calendarul pe care îl avem astăzi, Omar Khayyam descoperise din preajma anului 1200. El calculase exact durata anului și făcuse toate corecțiile în așa fel încât calendarul nu este aproape identic cu calendarul pe care îl folosim astăzi. Dar iubind vinul, Omar Khayyam a și scris foarte multe poezii despre vin. Și una dintre ele, Ulciorul, spune așa. Rămâi să mai ciocnim o cupă la hanul vechi de pe Coclau, că pentru vin și pentru tine mai am în sân trei pungi cu aur. Rămâi să ne alinăm tristețea și setea fără de alinare cu vinul roșu de la hanul din Valea Umbrelor Fugare. Știi tu frumoasă că Ulciorul din care bei infigurată e făurit din taina sfântă, din taina unui trup de fată? L-a făurit cândva olarul, cel inspirat de Duhul rău, din taina unui trup de fată frumos și cald ca trupul tău. În mirezeazăle frumoasă ca prin altar cu mirodenii, când zara e plină de albastru și lumea e plină de vedenii, atât că drumurile noastre mai au pe margini bucurii, că mâine în zadar vei bate la port de suflete pustii. Iubește-mă acum, căci anii nepăluiți vor pune frâu și clipele iubirii noastre se scurg ca undele pe râu. Curând vom putrevi în morminte, uitați, nepomeniți de nimeni. Curând iar vor veni olarii să fure lui din cintilime. Și trupul tău, care mi-e astăzi cel mai iubit dintre limanuri, va fi un bietul cior din care vor bea dumneții pe la hanuri. Așadar, dragii mei, să ne bucurăm de vin și de viață. Pentru că vinul înseamnă dragoste, înseamnă iubire. Și nu numai iubirea în sens erotic, dar și iubirea înseamnă de prietenie, de apropiere între oameni. Ați adus... Da, e pusă pahare? Da, și la mine? Da, da. Sigur? Da, da. Aici, cel din stânga, domnule. Aici, da. Dragii mei, am ajuns în punctul în care gustăm un alt tip de sauvignon. Este Petit Sauvignon.
Cum spuneam, în România se cultivă două tipuri de Sauvignon și în realitate, de fapt, e vorba de unul singur. Pentru că Gros Sauvignon nu este un veritabil Sauvignon, este ceea ce se cheamă Sauvignonas, nu face parte din familia adevărată a Sauvignonului, ceea ce în România se numește Petit Sauvignon este adevăratul Sauvignon. Facem un pas înainte de ce? Pentru că vinul acesta este un vin special. Dincolo de culoare, dincolo de aromă, acest vin, care, deși este alb, este totuși baricat, 6 luni în butoaie de stejar franțuzesc, este motivul pentru care este un vin care se poate învechi, nu este un vin de anul trecut, de acum 2 ani, este un vin din 2013, baricarea dă corp vinului, dă mai multă substanță și asta ajută la învechirea vinului, în plus structurează mai bine vinul și adaugă în aromele vinului arome de la barică. Și dincolo de culoare care vă repet este cu aceea struncire pe care o au vinurile albe de la Drăgășan, de la noi din Podgorie, o să vedeți la aromă lucruri foarte interesante. Dincolo de ceea ce este tipic pentru Sauvignon și ceea ce francezii numesc pipișa, adică pipi de pisică, este vorba de agrișă, pentru că francezii spun că este pipișa pe o ramură de agrișă. Dar dincolo de acest element care este tipic aromatic pentru Sauvignon, o să găsiți aici o ușoară notă de miere și mai ales acum când e vremea în care înflorește caprifoiul sau mâna Maicii Domnului, este o notă foarte delicată de caprifoi în aroma acestui vin. Paleta aromatică este foarte bogată și se simte chiar și o ușoară nuanță de vanilie pentru că vinul fiind baricat, lemnul de stejar dă această notă de vanilie vinului. Repet, este ceea ce se cheamă o creație enologică. Vinul este și o operă de artă. Iar cei care nu recunosc asta, recunosc totuși că e cel puțin un produs estetic. Adică ține domeniul frumosului. Iar aromatic și gustativ, acest cuvée petit, așa se cheamă, își merită renumele de obiect estetic. De ce se cheamă cuvée petit? Mai întâi pentru că e făcut din Petit Sauvignon. Dar mai există încă două întâmplări care au dus la acest nume. Soția mea are o rădăcină a familiei în Franța, originară din Altacea. Această ramură franceză a familiei se chema Petit și pentru că am vrut să onorăm această tradiție franceză, pentru că vinul totuși este, în primul rând, arta francezilor, am găsit că e de cuvință să folosim numele acesta pentru acest cuvet. Și în plus, fiica mea, Andreea, s-a căsătorit cu domnul Micu și a închis în termen românești istoria Petit, transformând-o în Micu. N-am spus însă cuvet Micu, am rămas pe formula cuvet Petit. Vinurile care sunt într-adevăr foarte elaborate au la noi nume, ele sunt cuveuri. Numele de cuvet vine de la faptul că sunt struguri selecționați de pe parcele selecționate și care sunt vinificați într-o cuvă specială. În franceză, cuvă este cuve și ceea ce se face în acea cuvă se cheamă cuvet și vinul acesta este un vin special pentru că, repet, e o dublă selecționare, selecționarea strugurilor, selecționarea parcelor din soiul respectiv. Este un vin care se poate degusta îndelung și într-o companie plăcută cum este aceea din această seară. Mai sunt comentarii, începem cu Mistința doamnă, că a venit la mine și după aceea să dăm un mic. Mi-am revenit la buscat și Sauvignon. Până acum am câștigat.
Asta înseamnă că aroma muscat nu va fi bine. Și agilitatea pe care o are Domnul Anatol. Deși nu concurează calitatea pe poșii. Dragii mei, să încercăm să răspundem mai departe întrebărilor grele pe care le-am pus la început. Este bine să faci vin din apă? Se poate face vin din apă? Acum depinde în ce fel faci vin din apă. Dacă este vorba de o minune, atunci este permis. Numai că minunile nu se produc în fiecare zi. De fapt, știm o singură minune care a transformat apa în vin. Minunea de la Cana Galilei a fost prima minune făcută de Iisus, în lungul șir de minuni pe care l-a inițiat. Aceasta este prima minune. Cum bine știți, la nunta de la Cana, nuntașii au rămas fără vin pentru că se terminase vinul și atunci Maica Domnului a spus lui Iisus, fă ceva ca să salvăm nunta, că se strică nunta fără vin. Iisus încă nu era pregătit să înceapă minunile și totuși la îndemnul mamei sale, la îndemnul Mariei, a cedat și, cum bine știți, le-a spus și celor care umpleau paharele la masă să ia cupele, să ia amforele care se puliseră, să pună apă în ele și când au turnat după aceea din amfore în pahare, a ieșit cel mai bun vin, iar nașul a spus că când mergem la o nuntă, de obicei se dă la început vinul bun, pentru că lumea bea vinul bun și după aceea, după ce lumea se amețește și poate bea și vin bun la sfârșit. Dar la nunta asta, tu ai pus, îi spune mirului, ai lăsat cel mai bun vin la sfârșit. Ei, minunile nu se fac în fiecare zi. Și nici la fitile nu se fac. Octavian Goga spune de ce nu e bine să faci minunile în fiecare zi. Probabil că știți ciclul lui dedicat la Etiop. Și Octavian Goga spune așa. De trei zile în dealul mare, de trei zile țin zboborul, de trei zile beau și zice din lăută la echior. De trei zile, măi copile, dorul-i lung și jala-i mult. Și tot zice să le adine la echior din lăută. Zii, măi, laie, încă un cântec de oaniță creșumăriță și de un drac cu ochii vineți. Ca trecut și postumare și moșia ne arată, și crăjmarul-i dus la târgul, foaie verde, foaie lată. Zii, măi, laie de o bălaie cu trupșor subțire înalt, tu cu ochi nu vezi sigare, să-l închizi și celălalt. Măi, crăjmare, Nicolae, ce mai zici de lumea asta? Dumnezeu să țină vinul și norocul și nevasta. Cum mai umblă târgurile? Băutura ia clădere, ațe harnică, nevasta ardă o focul de muiere. Bea și tu cu mine astăzi, că eu beau să-mi stâng părătorul și tot zice să la mine din lăută la echiorul. La echiorul, fata lui Domnul, el nu vede toate cele, știe două din lăută, una e dor și alta e jele. Când de dor ne cântă la e, tremură cupa pe masă, când de jale cântă la e, zboară cupa pe fereastră. Și așa prinde atunci asaltul, să-l văd pară, vă-l vătaie, ochii vineți, foc să-i arză. Măi, creșmare, Nicolae, bea și dumneata, părinte, Dumnezeu să țină harul, să mai poți citi psaltirea și să poți goli paharul. Că noi bem de 4 zile cu creșmarul, nu se zmei, bem, părinte, ca la nunta de la Cana Galilei. Zice al artele vecinul, ce-ar mai fi de lumea asta, ca la nunta de la Cana, de-a mâncătit din apă vin. Și aici este răspunsul lui Goga, n-ar fi bine, măi vecine. N-ar fi crișmă în sat deloc și creșmarul Nicolae n-ar mai merge neoroc. N-ar mai fi nici la echiorul ție-l paza mai cisfinde, nici anița creșmărița. Și ne-am prăpătit, părinte. Așadar, o minune ajunge, cu toate astea s-a făcut vin din apă și fără minuni. Adică, probabil că mulți știți, după ce se extrage tot muștul din strugure, rămâne boasca și s-a descoperit metoda, se pune zahăr și apă peste boască și se mai fermentează o dată. Este ceea ce se numea, așa numit, un pichet sau turcică.
vindături cite. S-a făcut mult asemenea din timpul comunismului și de fapt cred că beam mai mult turcică decât din adevărat. Numai că să știți că nu în timpul comunismului s-a inventat metoda picheului. Ea e veche și tot acolo unde se face gin s-a inventat și metoda asta din Franța. Istoria e următoare și pasionantă. Pentru că ea începe și se și datorează celui mai mare francez, împăratul Napoleon I. Cum bine știți, Napoleon a avut ambiția să cucerească toată Europa. Și aproape că reușise, au fost două obstacole. Primul, Anglia. A încercat să îngenuncheze Anglia, organizând blocada împotriva mărfurilor care veneau din celelalte continente către Anglia sau care plecau din Anglia la alte părți, pe continentul vechi. Numai că după ce flota engleză condusă de Nelson a înfrânt flota franceză la Trafalgar, din acel moment s-a răsturnat situația, în loc să blocheze Napoleon coastele Angliei, flota engleză a blocat coastele Franței și n-au mai venit mărfuri de pe celelalte continente în Franța. Și mai ales n-a mai venit trestie de zahăr. Pentru că atunci zahărul se făcea numai din trestie de zahăr. Franța a intrat într-o criză foarte mare, nu mai era zahăr deloc. Era cam cum era la noi în anii 80, când se dădea zahăr în operație. Și atunci Napoleon a vorbit cu ministrul agriculturii, care se numea Chaptal și care era un inginer la Napoleon foarte bun, și l-a întrebat, domnule, trebuie să vedem o soluție să facem zahăr. Chaptal i-a sugerat să facă zahăr din struguri. Numai că la puțin timp după ce a avut această discuție cu Chaptal, Napoleon a mai avut o bătălie, bătălia de la Iena, și ca orice învingător, după ce trece bătălia, se plimbă puțin, s-a plimbat în jurul Ienei și a găsit un mic orășel unde era un laborator al lui Neamț, în care Neamțul descoperise metoda de a face zahăr din sfert. Adică un produs la îndemâna tuturor, produs ieftin, mult mai ieftin decât trestea de zahăr, și atunci Napoleon a împânzit toată Franța cu fabrici de zahăr din sfert. Rezultatul a fost că, în loc să mai aibă criză de zahăr, a avut supraproducție de zahăr. Francezii nu mai știu ce să facă cu zahărul. Iar Chaptal le-a spus ce să facă. Faceți vin cu apă, adăugând peste boasă. Și de atunci a început producția falsificării vinului în Franța pe scară industrială. Așa de mare a fost procesul de falsificare, încât, la sfârșitul secolului XIX, podgorenii care făceau vin din struguri nu mai puteau să vândă vin. Pentru că vinul lor era mai costisitor. Era mai bun, era mai scump. Ca să faci vin în apă, e foarte ieftin cu zahăr. Și atunci se vindea în principal în toată Franța și chiar și la export vinul făcut din apă, zahăr, peste boască, picheul, și podgorenii erau în stare de faliment. Când venea toamna, când nu-și vindeau vinul, vărsau pur și simplu vinul ca să poată să aducă producția nouă în cramă. După câțiva ani, însă, podgorenii s-au revoltat. Nu știu dacă anul 1907 vă spune ceva. Da? 1907, da? Ei, noi știm de răscoala din România, dar tot în anul acela, 1907, a fost răscoala în Franța. Nu răscoala țăranilor, ci răscoala podgorenilor. Ei s-au răsculat pentru că cu 2 ani înainte se votase în Parlamentul francez, tot sub influența deputaților din zonele viticole, o lege în care pentru prima dată s-a dat definiția legală a vinului. Și este vinul. Simplu. Este produsul fermentării exclusive a strugurilor sau a mustului din strug. Asta e definiția juridică a vinului. Ce nu se încadă definiția, nu-i vin. Numai că, deși legea a fost dată și este prima definiție a vinului pentru a combate contrafacerea, pentru a combate falsificarea, totuși legea nu se aplica pentru că, așa cum bine știți, de la adoptare și până la aplicare de lucru și uneori nu se aplică legea deloc. Era nevoie de un sistem de aplicare a legii. Prim-ministru era atunci Clemenceau, cel care avea să fie prim-ministru și în timpul celor de-al doilea cer, și în timpul primului război mondial. Îi se spunea Tigru pentru că era un om sever, dur, și când s-au răsculat podgorenii, care au făcut ceea ce fac în general răsculații, au blocat drumurile, Clemenceau a trimis armata ca să împrăștie răsculații. A trimis mai întâi trupurile de cavalerie, au șarjat, au murit mai mulți podgoreni străpuși de săbiile cavaleriștilor,
Și cum se întâmplă de obicei când mor oamenii, în loc să se stingă focul, să aprinde și mai mult, s-au adunat pozdorini în trei orașe din sudul Franței, la Montpellier, la Narbonne și la Carcassonne. Au blocat din nou grupurile, au paralizat practic tot sudul Franței. Atunci și mai dur, în față erau părinți, frați, rude, și în acel moment au un ofițer și-a rupt sabia în fața regimentului și a spus, noi nu mai putem să tragem în Apureni. Și cunoaștem formula asta, armata e cu noi, știm și noi mai recent, dar la ei armata a fost situație din 1907. În acel moment, Clemenceau a înțeles că treaba e groasă și a organizat o divizie specială a fiscului francez pentru distrugerea fabricilor de vin din Dacă. Și a început o campanie foarte eficientă și din acel moment, într-adevăr, a scăzut foarte mult cantitatea de vin contrafăcut. Nu înseamnă că s-a terminat, pentru că se face vin falsificat în Franța în continuare, dar nu cum se făcea înainte pe scară industrială. Nu. Așadar, nu este bine să facem vin din apă dacă nu e o minune. Unde suntem? Am ajuns la Răzăi? La Răzăi. Bun. Dacă am ajuns la Răzăi, să vorbim puțin despre acest Răzăi. Mai întâi, culoarea vinului este tipică pentru rozeul din Provence. În România se face un vin roze cu o culoare mai violentă. Bate mai degrabă în roșu decât în roze. Ei bine, aici avem culoarea roze român sau roze foaie de ceapă. În Provence, uneori, este și mai pală această culoare pentru rozeul din Provence. Dar Ghilen, care este un loc bun, despre care nu v-am vorbit, o să vorbesc, știe că secretul culorii este timpul în care strugurile este ținut împreună cu pielița. Ca să faci vin roșu, trebuie să fermenteze vinul cu pielița timp de peste 2 săptămâni. Ca să faci rosé, poate să fie o oră, o jumătate de oră, 40 de minute. Enologul e cel care stabilește cât stă vinul a fermentat cu pielița, strugurelui, pentru ca să nu iasă o culoare foarte violentă. Din păcate, puține ori în România știu să facă acest lucru, Ghilen cred că este, dacă nu singurul dintre foarte puținii care știu să scoată o adevărată culoare de roșu. Ce avem în acest vin? Avem Cabernet Sauvignon și Merlot. Două treimi Cabernet Sauvignon, o treime este Merlot. Nu înseamnă că amestecăm din roșu cu vinul altul pe ca să facem roze. Strugurile roșii se pot vinifica și în alb, sau se pot vinifica în roze. Avem nevoie pentru roze de struguri roșii, nu de un amestec de vin roșu și de vin alb. Dacă ne bucurăm de culoarea acestui vin, pe care, ca și în cazul celorlalte de vinuri, Victorii o invidiază, și percepem aromatic vinul, dacă vă plimbați prin pădure și găsiți frați sălbatici, o să vedeți că aceasta este aroma vinului, de frați sălbatici, de căpșune, cireșe de mai. Și dacă gustăm, o să descoperim aceeași acidititate pe care o găsim și în vinurile albe și care pare să fie atică pentru vinul roșu, dar este datorată solului specific al drăgășanilor. Este vară, este vremea să bezi vin alb, dar este vremea să bezi vin roze. De adevărat că puteți bea vinul roze și ea. V-aș ruga să mai încercați să utilizați vinul roze de aici, pentru că au venit la vinurile roșii și cred că e nevoie să mai faceți o mică aprovizionare, pentru că mai avem 3 vinuri roșii, dragii mei, și mai avem nevoie de forță. Sper că nu cedați. Și până când vă hotărâți să faceți asta, vă propun să facem o mică pauză cu farfuria în mână, la părintele de acolo, pentru a vedea un mic film.
să încerc. Avem un album al Camei și o să vi-l dăm să-l vedeți, pentru că pe lângă imagine din film o să vedeți în acest album multe alte imagini, dar repet, dincolo de ceea ce poate arate filmul, de ceea ce poate arate un album, important este dacă veniți acolo și dacă împreună degustați vinul la fața lor. Dar noi să ne continuăm aventura enologică în această seară. Ajungem la vinurile roșii și până când din vinurile roșii să mai răspundem la întrebările noastre, pentru că avem multe întrebări. Și păstorul a dat răspund la întrebarea dacă e bine să bem apă sau să bem vin. Pentru că el a spus așa: fă-mă, Doamne, morcov, ceapă, praz, dovleac, spanac, ardei, fă-mă, Doamne, tot ce vrei, dar ferește-mă de apă. Și tot Păstorel a spus, pentru că ajungem la vinul roșu acum și o să vedem ce culoare extraordinare este vinul roșu de la Vincis, el a spus așa: mi s-a isprăvit bărdaca tocmai când e cheful întoi. Uiuiu și iaca, iaca, mai aduceți un butoi. Beți, băieți, că-i sărbătoare cât butoaiele mai curg. Tot amurgul e în pahare. Curge vin și bem amurg. Așadar, în vinul pe care îl avem acum, în culoarea acestui vin, o să vedem și amurgul, care văd că tocmai aproape că începe și pe darurile de la Bacău. Până când vi se pune Merlot în pahare, pentru că primul vin roșu pe care l-a trecut este Merlot. Ah, nu, parcă este Cabernet Sauvignon 2013. Deci avem trei vinuri roșii, Cabernet Sauvignon 2013, Merlot și Cuvée Andrée. Începem cu un vin din 2013, care este Cabernet Sauvignon. Până când vi se pune în pahare, mai îngăduiți-mi să vă spun că toate aceste culori pe care le-a dat în vin sunt darul soarelui pe care l-a și aici pe dealul Bacăului. Și la noi, pe dealul Dobrușa, de la Drăgășani, avantajul este că suntem pe un platou, de o parte și de alta sunt văi foarte bine, și asta face ca soarele de dimineața până seara, practic, să se ardă asupra vinii. Și dincolo de faptul că lumina coace scurile, lasă și această culoare fantastică. Și un alt poet a vorbit despre culoarea pe care lumina o dă vinului de Drăgășani. El spune așa: Drăgășani cu viță grasă, a ciorchilor tăi perle, sub polei de rătărituri s-au bronzat în când de miere. Din răsucerea miezii, soarele a turnat din plin chihimbar topit în voabe de ovanului ciorchin. Lungi a pus în broboane, purpură o fărsat din el. Noaptea a pus viz din lună, din lucefer și din stel. Și când vinul tău primește daruri mari mai din cer, daruri care îți umplu cupa de Dumnezeu mister, cum să nu mă simt mai tânăr cu 20 de ani când îți beau izvorul viței darnicule Drăgășani? Așadar, culorile acestea pe care le vedeți sunt culorile soarelui de la Drăgășani. Avem mai întâi acest Cabernet Sauvignon, care este din 2013. Așadar, deja observăm că începe să crească vârsta vinului. La vinul real, pe numai Cuvée Petit, a fost din 2013. Aici o să vedem că următoarele vinuri sunt din 2011. Acest vin este baricat, dar nu toată cantitatea, numai o proporție de 20%. În vinul de deja francezesc. După aceea a fost asociat cu vinul care a fost fermentat în tancuri de inox și în final a ieșit această realizare a lui Guilhem Moritz, în locul nostru, care își vădește mai ales dacă, acum chiar când stau în soare, văd culoarea vinului, acest rubiniu intens, aproape de violaceu, și dacă vă uitați în fundul paharului, se vede ca o stea care se lucește. Și aromatic. Simțim aici mai mult spugurele. Se simte foarte bine coacă la roșie. Și dacă gustați,
veți descoperi secretul Ghilen, care știe să îmbrânzească taninii. Taninii de obicei dau astringență, adică fac gura pungă sau dau senzația de uscare a lui, dar el reușește să îmbrândească taninii, mai ales pentru că știe când se culeagă de sucurile naturale că taninii să fie copți. Cu cât se mai copți taninii, poate devine mai blând. Dacă sunt verzi, sunt foarte astringenți și sunt foarte solicitanți. Absorb saliva din gură și creează senzația de uscăciune a gurii. Da, pentru că am ajuns la Cabernet Sauvignon să vorbim un pic și despre vița de vie. Știți că orice viță de vie, ca orice care om, are doi părinți. Și acum să vedem cine sunt părinții acestei vițe de vie, Cabernet Sauvignon, care este vița de vie cea mai cultivată în lume pentru vin roșu. Nu numai în Franța, ci și în America de Nord, mai ales în California, și în Australia, și în Noua Zeelandă, și în Africa de Sud. Pentru că se spune că regele vinurilor roșii este Cabernet Sauvignon. Primul părinte a fost descoperit de mult, pentru că știința enterografiei, care este știința care studiază vița de vie și ascendenții viței de vie, istoriile de viță de vie, asta vine de mult comparând morfologic frunzele, rădăcinile, strugurii, conformația lor, că primul părinte al Cabernet Sauvignon este Cabernet Franc. Al doilea părinte însă s-a descoperit cu greu. Și nu s-a descoperit în Europa, ci în America, în California, la Universitatea Davis, de către o profesoară care făcea studii cu doctorandul, care era interesat de genealogia unor vițe de vie. Și făcând teste ADN pe vinurile care existau în vinoteca Universității din Davis, cei doi au descoperit o mare surpriză. Și anume că al doilea părinte, asta s-a întâmplat în anul 2009, al doilea părinte al Cabernet Sauvignon este Sauvignon Blanc. De ce mare surpriză? Pentru că până atunci nu se credea că din încrucișarea a două soiuri de viță, unul altul roșu, ar putea să iasă vin roșu. Și iată că a ieșit un vin cu o culoare mai intensă decât Cabernet Franc. Este ca atunci când fac dragoste un negru și o femeie albă și iese copilul negru, nu iese alb. Sau invers, s-ar putea să iasă copilul alb. Știți că există situații chiar când din doi părinți negri poate să iasă un copil alb. Așadar, aici avem o culoare foarte intensă și dacă vă uitați la culoarea vinului, vedeți că această culoare foarte plăcută este dovada bărbăției Cabernet Sauvignon. Dar, întrucât mai avem două vinuri roșii, până când vine următorul vin, Merlot, din 2011, să mai răspundem la întrebările noastre. E bine să amestec vinul cu apa? Depinde de epoca istorică, pentru că grecii și romanii nu beau vin simplu. Ei beau numai vin amestecat cu apă. Grecii spuneau că dacii, de exemplu, care beau vin simplu, sunt barbari. Barbarii beau vin fără apă. Exista un întreg ritual la banchetele, la simpozioanele la care se bea vin. Gazda venea cu două mari cratere, unul cu apă, unul cu vin, și era un întreg ritual să amesteci vinul cu apa și fiecare anfitrion avea altă rețetă de amestecare a vinului cu apa. De fapt, și ce înseamnă simpozion? Avea împreună. Noi aici suntem la un simpozion, bem împreună. Simpozion înseamnă avea împreună. E adevărat că atunci când bei și vorbești, și asta a făcut ca simpozionul și banchetele să fie în același timp momente în care oamenii filozofau, dialogau și nu este întâmplător că, de exemplu, Platon a scris un dialog care se cheamă Banchetul, care este un dialog în jurul vinului. Așadar, a trebuit să vină creștinismul ca să curme obiceiul de a amesteca apa cu vinul. Pentru că, așa cum bine știți și cum spuneam mai devreme, vinul e sângele Domnului, nu e bine să amesteci cu apă și nu poți să amesteci vinul de botez cu apă. Nu poți să amesteci vinul de împărtășanie cu apă.
Și în religia creștină, încet, încet, s-a abandonat acest obicei de a amesteca vinul cu apa. Mai sunt anumite ritualuri și în religia creștină care presupun amestecarea vinului cu apa, dar, în general, vinul se casinte. Iar astăzi, a amesteca vinul cu apa înseamnă a distruge, de fapt, calitățile vinului și calitățile olfactive și calitățile de culoare și pe cele gustative. Dar vedeți că romanii și grecii amestecau vinul în mod voluntar cu apa. Și o făceau în mod transparent. E, a fost după aceea un obicei de a amesteca vinul cu apa în mod netransparent pentru a înșela consumatorul. Și cârciumarii au practicat mult acest obicei, până când François Villon i-a blestemat așa de rău, încât cei care îi știu blestemul lui François Villon cu greu mai îndrăzesc să amestece vinul cu apa. François Villon a scris, între altele, o baladă care se cheamă Balada Vesele despre Cârciumari. Este un lung șir de blesteme din care se inspiră și Arghezii, pentru că toată poezia lui Arghezii, poezie imprecaților și are originea în François Villon și mai ales în acest poem care se cheamă Balada Vesele despre Cârciumari. Și spune François Villon, de suriță, de lance aruncată, de gioacă și de buzdugan strunjit, de bardă, de săgeată ferecată, de paloș, de baltac și de cuțit, de furcă și de crește otrăvit, de iatagan, de cange, de pustură și de bandiți pândiți la coticură, să fie dați grămadă la pământ, străpunși în inimi, spintecați pe rând, tăiați la berecăți să iardă chinul și în fund de ea să văd cât mai curând crăjmarii care ne botează vinul. Ce spune mai departe? De armă turcesc, de spadă încovoiată, le fie împuns butoiul chifluit. De foc grecesc, le arde chica toată și creierii le urle nesfârșit. În ștreamele atât de voit un puțit. Să-i bată ciuma cu vătămătură. Ba mă mai rog să fie trași cu ură în țepe aprinse. Deci nu place de a inventat treaba asta. Să-i aud urlând. Deci, să-i ardă 6 gâți de vii pe rând și un lei în 5 sfârșit de cinul. De 4 cai legați să văd crăpând crăjmarii care ne botează vinul. Și continuă François Villon, pleznirea Arturul căpățâna poate. Lovească-i trăsătul pe drum cumplit. Și apoi, o ceată de dulei turbată, le smulgă hălci dintr-o bucăcuită. Orbească-i fulgerul ca un cusit, zăpei și grind din bate-i pe căldură. Să-i ude puiere fără măsură, când umblă voi și împreajmă n-au veșmânt. Să moară de pumnal fără un cuvânt și hoitul lor să-l vărurească rimul. De 80 de ciocare fiar în vânt, frâșmarii care ne botează vinul. Și încheie apoteotic, stăpâne, blestemaia Domnului Sfânt să sugă până ori crăpa veninul, că necinstiți și fără de lege sunt creșmarii care ne pot da de vin. Așadar, cine mai îndrăznește să mai amestece vinul cu apă când știe că asemenea blestem stă de-a dat spre capul lui vin. Dar de unde știa François Villon acest lung șir, dacă numărasem vreo 30 de instrumente de tortură și de metode de tortură în poezia asta? Singur. Pentru că el a făcut tehniță grea. A fost de două ori condamnat la moarte. Prima dată a scăpat pentru că unchiul era episcop și a reușit să-l salveze. A doua oară a scăpat pentru că a fugit. Și de atunci se mai știe de el. Era foarte tânăr, sub 30 de ani. Și după ce a fugit ca să scape de a doua condamnare, a dispărut pur și simplu, fără să se mai știe de el. Dar după prima condamnare, când chiar urma să fie spânturat, el a scris un catren care zice așa, eu sunt François, ăsta e cu snurul. De la Paris mai din prejur. Va ști acum legat cu snurul, brodumazul meu, că trage fumul. Așadar, le spunea, nu pe românește, traducătorul o spune pe românește, el o spunea pe francezește, dar traducătorul care este Dan Bot a reușit să dea o versiune foarte frumoasă acestui catren scris de François Villon înainte de a fi spânzurat. N-a fost spânzurat,
a scăpat, pentru că l-a salvat un chiosul episcop. După cum, așa cum bine știți, Dostoevski a scăpat de la moarte. A fost dus la plutonul de execuție, au ridicat pușchile și exact în acel moment a venit trimisul țarului care i-a grațiat pe cei care erau condamnați la moarte după Revoluția Decembriștilor și au trimis în Siberia pe toți. Și după aceea a putut să scrie în continuare romanele extraordinare, inclusiv Cartea Amintiri din Casa Morților, care este despre experiența lui din Siberia. Așadar, am ajuns la vinul major tragedii la Merlot. Da, bravo. Haideți să vedem dacă comparăm arumele ce au două. Nu știu o diferență? Care e diferența? Să începem cu cavalerii vitului. Credeți că a scăpat, nu? În copilărie ai băut vișinată făcută de bunica? Chiar și acum, nu? Ei bine, în al doilea vin se simte acest parfum de vișinată făcută de bunica. Dar se mai simte și parfumul de pună uscată. Iar dacă gustați, veți simți că e vinul mult mai blând, mai catifelat. Într-adevăr, în Merlot, taninul nu sunt așa de puternici pe cum în Cabernet Sauvignon și oricât de îmblânditor de tanin este în vinul moritorul nostru, atunci când lucrează cu Merlot, facem un vin mai catifelat decât poate să iasă din Cabernet Sauvignon. Oricum, însă Cabernet Sauvignon de Da Vinci nu este un vin foarte aspru, are și această nuanță de catifelare, însă Merlot este prin excelență acest vin catifelat. Și dacă vorbim mai devreme de simplu tactil, ei bine, la vinuri simțim, în primul rând, în papilele tactile din calitatea bucală, sunt mângâiate de vin. Avem în nu doar papile gustative, nu doar papile olfactive, ci avem și papile tactile. Și în funcție de compoziția vinului, mângâierea acestor tactile este diferită. Ei bine, la Merlot se simte cum se mângâie palatul sau cerul gurii, cum spunem noi. Dar am spus că în gură sunt papile olfactive, avem papile olfactive. Ne-am făcut că n-am auzit. Cum? V-ați făcut că n-ați auzit. Păi s-a auzit că așa este. Să știți că, în realitate, noi percepem aroma vinului pe două căi. Inspirând aroma direct pe noi și după aceea în gură, prin exhalarea aromelor în zona retronazală. Cele mai multe papile gustative sunt în zona retronazală, deci din gură, știți că ureleu asta înseamnă, nas, gât, urechi. Comunică între ele. Și papilele gustative, cele mai importante sunt, de fapt, în zona retronazală și simțim aroma mult mai bine degajată din, în momentul în care mestecăm mâncarea, de exemplu, aroma se simte când mestești mâncarea. Mâncarea nu are gust, de fapt. Mâncarea are aromă. Dacă ne-am referit doar la gusturi, păi mâncarea ar trebui să fie sărată, ar trebui să fie amară, acră, ori în realitate mâncarea are mii și mii de nuanțe și de savuri, dar nu din cauza gusturilor, ci din cauza aromei. Dacă faceți experiența, țineți mâna la nas și puneți ceva în gură, sau chiar vin, o să vedeți că nu simțiți nimic. Numai atunci când, sau când ești răcit, nu se simte gustul mâncării. Această participare a papilelor olfactive și din zona retronazală și din zona superioară, toate acestea dau savoare și vinului și mâncării. Dar pentru că suntem la Merlot, să vedem cine sunt părinții Merlotului, pentru că și aici este o aventură foarte frumoasă. Păi un părinte e tot Cabernet Franc. Vedeți că Merlot și Cabernet Sauvignon sunt verișori primari. Au un părinte comun, Cabernet Franc. Al doilea părinte însă s-a descoperit foarte greu. Și nu din întâmplare, ci
pentru că a fost o cercetare asiduă făcută de un grup de amperografi francezi, conduși de un domn Fursico, timp de mai bine de 10 ani, făcând teste ADN. Cum bine știți, testele ADN sunt și de ajutor, sunt și o povară, pentru că, de exemplu, astăzi nu mai poți să te ascunzi de paternitate, pentru că cu testul ADN te descoperi imediat dacă ești părintele sau nu, părintele copilului sau nu. Tot așa se face și la Vița de Vie. Cu testele ADN se verifică cine sunt părinții. Și acest cercetător francez, Fursico, amperograf, împreună cu echipă întreagă, a făcut Franța în lung și în lat și a făcut analize ADN la vițele de vie din toată Franța. Și au găsit în regiunea Charant, în trei sate, cum sunt și la noi, și în Moldova, și în Valahia, crescând pe casa sătenilor, trei vițe de vie, câte o viță de vie în fiecare dintre trei sate, și făcând testul ADN, au descoperit al doilea părinte al merlului. Numai că nu știau cum se cheamă Vița de Vie. Au fost întrebați sătenii cum se cheamă Vița de Vie și au dat din numeri. Noi nu-i spunem în niciun fel, mâncăm drumul. Dar totuși nu e ceva particular. Și atunci sătenii au spus, da, e ceva particular, pentru că spui se coc foarte devreme, spre sfârșit de iulie, când este în calendarul catolic Sfânta Magdalena. Și atunci Fursico a zis, Evrica, am găsit numele, și a botezat această viță de vie Madeleine Noire de Charant, adică Sfânta Magdalena din Charant. Și de atunci am scris în registrul amperografic al viței de vie din Franța această denumire al celui de-al doilea părinte al merloului. Vedeți că și vițele de vie au familii, au istorie de familie, așa cum și noi avem la Dufușa o istorie de familie pe care am ascult-o mai devreme, pe care, într-un fel, ați văzut-o și în filmul pe care mai devreme l-a zis. Dar mai avem de răspuns la întrebări. Și pentru că se pregătește să vină ultimul vin roșu, Cuvée Andrei, să dăm răspunsul pe care Eminescu l-a spus într-o poezie, care de data asta vorbește chiar de Moldova. Pentru că suntem în Moldova, o să aveți răbdare să ascultați această poezie, care este cea mai frumoasă poezie despre vin care s-a scris în literatura română. Să vă întreb, știe cineva umbra lui Strate Tavija Voievod? E, înseamnă că o face în seara asta. În orice caz, Strate Tavija Voievod a fost un domnitor care a fost foarte viteaz în ciocnitul paharelor și în murirea colocoacelor. Cronicarii, așa l-au găsat în istorie, ca mare viteaz în murirea colocoacelor. Iar Eminescu, citind cronicile vechi, i-a dedicat acest poem, repet, cel mai frumos poem despre vin din literatura română. Eminescu spune așa. Cum trece lume toată slavă, ca și un vis, ca spuma umbrii. Sus, în cetatea la Suceava, e un zic, sic tranzit zoria mântii. Pe negre zic vă bate luna. Din vechi icoane mai pete, sub mine un glas ce sună, un glas adânc zicând, e sete. Și văd ieșind o umbră albă, moșneac bătrân purtând coroană pe fruntea lui, o sfântă salvă, pe umeri largi, o scumpă blană. El mâna întinde blând, n-ai grijă, ce zic, nu trece la izvod, eu sunt vestitul domn de avijă. Sunt moșii Strate Voievod. Măria voastră va să îndemne pe neamul vostru în trecut? Și el cu mâna face semne că nu înțeleg ce l-a avut. Măria voastră însepoșează de sânge negru și hain? El ca cu clatină oftează. Devin copilul meu, devin. Când eram vodă la Moldova, hălăbuiam pe la Codnari. Vierii toți știau să și aveam și crivne în budunare. Pe vinul gros ca un de lemnul am dat mulți galbeni benedici. Aici lipsește tot îndemnul, în lume mult, puțin aici. La voi, în lumea cealaltă, fiind cu milă și direct, m-au pus cu sfinții la oaltă și în rai mă duseră de-a drept. Dar cum mai pune Sfântul Petre la rău canon cu un bietru creștin când cer să beau, zice, cu metre?
Noi nu avem cimboiere și vin. Și totuși Domnul fusesem darnic și bun la inimă cu toți, de câte ori la meu pahar din cumput am cupa numai izloți, că ce sunt recele mateuri, ce aur, pietre sau zidef, pe lângă vinul cop de vremuri, pe lângă haz, pe lângă închef, împresurata meu și beciul. Care pe Domnul vreau? Despre ce beciul e vorba? Nu beciul domnesc. Davija cu Evod a fost cu sultanul la asediul Vienei. Când mergeți prin Ungaria spre Viena, o să vedeți indicația pe autostradă, nu scrie Vien sau Viena, scrie Beci, Bex. Deci Beci e Viena. Deci împresurata meu Viena, spune Davija, împresurata meu și Beciul, cu oaste bună și strânsuri. Soroca, Francia și Tighetul trimită. Tighetul e unde mai bună. Soroca, Francia și Tighetul trimis au mii viteze în curs să încerce graie cu mânie. Ce îmi pasă? Mie de în pace să-mi duc Moldova în bătălie cu mii de mii de bolboașe. Atunci când turcii, agarenii mureau mureș cu halai, oștirea noastră, moldovenii, se prăpădeau în drungulai. Și Zimbru, cel cu trei lucefer, scripea voios pe orice cort. Precum ne-am dus, veniră în tefe. Și toți puteți. Niciunul mor. Și acum este răspunsul lui Eminescu la problema noastră importantă. Nici vin cu apă n-am să mestec. Nici vin cu apă n-am să mestec. Nici dau un ban pe toată fala. De aceea n-am niciun amestec oriunde nu îmi fierbe oală. Se certe unguri și leșii. Ce-mi pasă mie? La Cotnari eu chefuiam cu cimpoieșii, cu măscării și lăutari și sub umbrarele de cetini norodul întreg cânta și bea. Iar eu ziceam să bem, prieteni, să bem până nu o mai putea. Dacă venea să rătăcească un învățat arheolog vorbind în limba păsărească, adică în limba latină, nu mă arătam ca să mă rog. Dar ție îți place doina, cora, îți place albiței dulce rod, tu, cu obesește tuturora de moș și strate voievod, le spune îndemnul meu să asculte, tu de vechi obicei, să verse dintre cupe multe și la fărmânt o două, trei. Care în sân Moldova noastră, viteze inim de creștin, tineri, în veselia voastră, stropiți-ne duios cu vin. Și în Moldova mea, cea dulce, o rânduită am cuprisos, ca butea goală, să o culce chiar bine ea cu gura jos. Și astăzi sta în Moldova toată, cu susul în jos ce era treaz. Odihna multă-i lăudată la cel fierbiu, la cel viteaz. Când de mănușa lungii sabii, mă rezemam, să nu mă clate. Cântau cu toți pe pasarabii, pe domnii neamului mușatii, până ce încheiau în gura mare cu Ștefan, Ștefan, Domn cel Sfânt, ce nici în cerul s-a mânare, cum n-are s-a mânt pe pământ. Moldova, cu stejară și cetii, ascunde inimi mari de Domn, să bem cu toți, să bem prieteni, să le vărsăm și lor în Domn. Până la al zilei plân luceafă, să bem ca bun și vechi tovarăși. Și toți cu chef, niciunul teafă. Și cum sfârșim să începem iarăși? Răpiți paharele cu palma și pe pahar se strângă pun și să cântăm cu toți de-a palma, diacon, nati și alun. Cântăm atunci de profundis. Perenis cum se întrebi. Frumoase perenii. Dar unde-ți? Unde-ți? Pierdu-te-n veci. Bibamus ex. Așadar să bem, dragii. Și acum, dragii mei, să ajungem la ultimul vin, vinii scolonat opus. Este vinul care recent, la concursul internațional, din apropierea dumneavoastră de la Sofiană, că sunt un concurs internațional de vinuri, International Wine Challenge, a luat domnul Murel medalia de aur. Așadar, este o creație enologică adevărată și cei care sunt producători de Cabernet Sauvignon, pentru că aici avem numai Cabernet Sauvignon, o să descopere mai întâi complexitatea aromei, pentru că aici, dincolo de ceea ce este în strugure, o să găsim arta enologului,
Pe de altă parte, este un vin învechit, stă în sticlă de 3 ani și ceva, este un vin din recolta 2011, 40% din vin este panicat în culoare de sejar francez nou. Se simte aici, deci, și aroma de cafea prăjită, se simte și puțină ciocolată și puțină vanilie. În general, este ceea ce se cheamă un vin complex. Și dacă și gustat, vei simți savoarea vinului. Am tot amânat să vă vorbesc despre Ghilen Moriță în locul ăsta. L-am descoperit cu ajutorul Dumnezeu, când am lansat vița de vie și se apropia momentul recoltei după 2-3 ani, când începea să facă vița de vie struguri, căutam în loc și nu găseam. Și am primit, prin voia Bunului Dumnezeu, un e-mail de la un tânăr din Franța, care căuta o cramă unde să facă vin. În Franța sunt mulți enologi, în România mult mai puțin, și atunci e greu să găsești în Franța un loc de muncă care e un loc, și mai ales e greu să găsești o cramă în care să fii tu șeful ei și să faci tu ce vrei. A fost încrederea pe care am acordat lui Ghilen Moriț, pentru că după acest e-mail pe care l-am primit, l-am rugat să ne întâlnim. El era în acel moment la un stagiu în Portugalia, în Valea Duro, întrucât întâmplarea a făcut, sau tot bunul Dumnezeu, că eu și soția mea să mergem anul acela, 2010, într-o mică vacanță în Portugalia, ne-am întâlnit la Lisabona cu Ghilen Moriț, ne-am plăcut și din 2010 este pe Teagul Drăgășan. Și face aceste vinuri minunate. În plus, după un an, a întâlnit în Franța, când s-a dus în vacanța de iarnă, o columbiancă din Bogota care făcea un masterat în Franța. După 3 săptămâni s-au căsătorit și avem în momentul de față pe Dealul Drăgășanilor un francez care e născut în Alsacia, este educat în Burgoni, la Dijon și la Bonn și care a făcut stagii și în Portugalia și în Australia, împreună cu o columbiancă din Bogota, care în decembrie a născut un copil, care cred că e român, fiind pe Dealul Drăgășani, n-ar putea să fie decât român. Matis și toți trei formează o familie din Matis. Dacă veniți la Drăgășani, la Vila Drăgușa, o să-i găsiți. L-ați văzut pe Ghilen în film, o să vedeți că soția lui e cel mai frumoasă de Ghilen. Dar e măritată. Asta este. Să mai gustăm din acest vin, pentru că merită. Și acum se face un scurt experiment. Am băut 3 vinuri albe, am băut un rozet și 3 vinuri. Să vedem care este cel mai bun vin în funcție de culoarea pe care o are. Care e cel mai bun vin rozet? Deci rozet 2014, fiind singurul care a fost degustat. Dar să vedem dintre vinurile albe, care va plăcut mai mult. Să începem cu primul vin, cu pajul dintre muscat și sovionas. Să vedem, mâna sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oho! Da. Crâmpoșia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și iubebitii. 1, 2. Cel mai bun vin are cei mai puțini simpatizanți. Dar nu asta contează. Important este că fiecare vin are trecere. Și ca urmare, important nu este cât sunt cei care beau, important că sunt oameni care preferă un vin sau altul. Și asta înseamnă că, de fapt, fiecare vin are propria personalitate. Vinul este ca și om. Un vin nu se aseamănă cu alt vin. Fiecare vin, dacă este adevărat vin, trebuie să aibă copia personalitate, trebuie să fie identificat. Nici măcar vinul din același an, din același soi, nu este același în două sticle diferite. Pentru că în fiecare sticlă este altă viața vinului. Și atunci, chiar dacă marca vinului se păstrează, există mici diferențe care, până la urmă, dau personalitate fiecare sticlă de vin. Ne-am apropiat, dragii mei, de finalul
acestei întâlniri și închei vorbind despre cuvea Andrei și vreau să vă spun mai întâi că se cheamă Andrei pentru că primul meu nepot este Andrei, a născut în 2011 și cum această recoltă din 2011 am botezat și vinul după numele nepotului, este cuvea Andrei. Dar pentru că vă spuneam că e un vin special, care tocmai recent a fost medaliat cu aur și care este un vin mare, dați-mi voie să vă spun care sunt calitățile unui vin mare și cu asta încheiem seara aceasta. Dumneavoastră puteți să degustați în continuare oricare dintre vinurile pe care le-ați avut sau puteți mai departe să cumpărați vinuri și să primiți o carte foarte interesantă despre care o să povorez în inițial. Dar un vin mare are mai multe calități. Prima calitate, trebuie să existe ceea ce se cheamă tipicitate. Tipicitatea poate să însemne fie soiul, fie cupajul. Adică trebuie să recunoști când vrei un vin, dacă e Cabernet Sauvignon, dacă e Trâmpoșie, dacă e Muscat. Dacă e vorba de cupaje făcute în regiuni vinicole celebre, atunci trebuie să recunoști că este un vin din Bourgogne sau din Bordeaux, sau este un vin Chateauneuf du Pape, sau este un vin de Drăgășani. A doua calitate a vinului este echilibru. Dragii mei, și în viață, spunem unor când vedem un om, spunem că este un om echilibrat, este un om cumpătat. Sau, cum spuneau vechii greci, nimic prea mult. Nete la gani. Echilibru înseamnă că din tot ceea ce are stucurile în el dat de Dumnezeu, nu trebuie să scoți în evidență o calitate în dauna ceorlă. Exact cum o femeie frumoasă, dacă și-ar da prea mult sau prea mult fard, acoperă alte trăsături ale frumuseții, tot așa și vinul. Dacă scoate în evidență mai multe calități din stucure, lăsându-le numai pe celelalte, nu este un vin echilibrat. Adică dacă alcoolul e prea puternic sau dacă, din potrivă, acidatea e prea puternică sau zahărul e prea puternic, dacă nu e un raport optim între toate calitățile vinului, nu este echilibru. În plus, după aceea, este vorba de calități pe care vinul le dobândește în vinificație și în procesul de învechire. Enologul este cel care știe această artă, pentru că ea ține de experiența fiecărui enolog. Nu găsești în cărți secretul după care poți să faci un vin echilibrat. În cărți găsești prelegeri despre cum se transformă zahărul în alcool, despre cum se transformă acidul malic în acid lactic, despre procese chimice, despre procese microbiologice, cum acționează drojdiile și o întreagă știință în care chimia și microbiologia se ajută pentru a crea ceea ce se cheamă știința vinificației. Dar vinificația este și o artă. Și fiecare enolog, pe lângă ceea ce învață din cărți, învață din propria experiență. A treia calitate a vinului este complexitatea. Vedeți că sunt vinuri care au 5 calități bine așezate în echilibru, dar sunt vinuri care au 20 de calități bine așezate în echilibru. Cu cât sunt mai multe calități în vin, și olfactiv, și gustativ, și vizual, cu atât este mai mare sarcina enologului, pentru care mult mai multe lucruri de asociat. Este ca diferența dintre o sinfonie și un cântec din muzica barocă. Când sunt mai multe note, sunt mai multe tonalități, arta armonizării e mult mai dificil. Dar vinul este cu atât mai complex și cu atât mai puternic. O altă calitate importantă a vinului este ca să găsești în el și altceva decât ceea ce dă stucurile. De asta spuneam că vinificația și învechirea vinului adaugă elemente pe care stucurile nu le are. Și de asta se și spune că trebuie să găsești în vin ceva dincolo de fructozitate. Este după aceea o calitate foarte importantă a vinului care se cheamă lungimea gustului. Știți ce este caudalia? Unitatea de măsură a gustului vinului. Adică câte secunde durează gustul vinului în gură. O secundă de gust înseamnă o caudalie. Da. Caudalii, cât mai multe, cu atât vinul e mai lung. Și avem vinuri scurte, vinuri medii și vinuri lungi. Acesta este un vinul pentru că dacă gustați și după aceea închici și după aceea mai stați, nu credeți că este remanent gustul vinului. Ține 10-12 secunde. Este un vin lung.
O altă calitate care poate să pare ciudată este coreografia vinului. Păi dansează vinul, face vinul balet, face, pentru că toate calitățile acestea, vizuale, olfactive, gustative, nu ies de la început. Ies ca dansatorii, pe rând. Și împreună, după aceea, fac un dans. Acest dans al simțurilor. Și împreună acest dans al simțurilor, cel care le dă mare satisfacție. O calitate foarte importantă se cheamă trasabilitate. Un vin se poate recunoaște nu doar după stoi, nu doar după cupaj, nu doar după podguri, deși e foarte important lucrul acesta, că un fel este Cabernet Sauvignon în Burgonia, altul este în Chile, altul este la Drăgășani. Dar chiar când e ori aceeași podgurie, se poate recunoaște vinul după parcela din care provine strugurile. Trasabilitatea înseamnă să respecti acest parcurs al vinului și să nu strici parcursul lui. Să n-amesteci parcelele decât atunci când vrei să faci cupaje, să selecționezi parcelele, să găsești cele mai bune vițe de vie și să le ții evidență. Avem un cadastru special la Drăgășani cu toate parcelele și chiar dacă e o același fel de vițe de vie, sunt diferențiate în funcție de calitatea strugurilor pe care o descoperi după 3, 4, 5 ani de experimente și de studii. Și în sfârșit, ultima calitate, cea mai importantă, când bei vinul, trebuie să spui, wow, ce vin bun! Adică vinul trebuie să emoționeze, dragii mei. Vinul e ca o femeie frumoasă, când o vezi, rămâi cu gura căscată sau cas pe spate, sau fugi. E, și vinul e la fel. Trebuie să aibă capacitatea de a emoționa. Trebuie să creeze ceva în suflet. Și acest vin creează, într-adevăr, o urmă adâncă în sufletul meu. Vă spuneam că avem o carte. Boară. Vedeți că este o carte foarte frumoasă. Se cheamă Curioasa lumea vinului. Este o carte scrisă de un american care a făcut vin, a vândut vin, a scris despre vin, a predat despre vin în multe universități din America și care are și un nume predestinat, se cheamă Richard Vine. Nu e Richard din Inima de Leu, este Richard Vice de Vie. Numele lui a fost într-adevăr un nume predestinat. De ce e frumoasă cartea asta? Pentru că e o colecție de povești, dragii mei. Este ca o mie și una de nopți pentru vin. E o colecție de povești nu pentru copii, ci pentru oameni care beau vin. Și o să vedeți că sunt povești din toate timpurile, din toate zonele geografice, din toate perspectivele. Ca să vă fac curioși, am să vă citesc numai o scurtă pagină, pentru că am ajuns la punctul în care, după ce am băut 7 vinuri, putem să înțelegem bine de ce este mai bine să bei vin decât să faci sex. De la Vom vedea. Asta este o altă poveste. Știți că întotdeauna e repetată povestea asta în multiple feluri. Doi englezi stau de vorbă, spune o variantă a poveștii și unul întreabă pe celălalt. Dacă vrei să mergi pe insulă pustie și trebuie să iei numai gen cu ce? Și a spus o carte, un vin și o femeie. Bun, dar dacă trebuie doar două lucruri, renunț cu greu la carte și iau femeia și vinul. Dar dacă trebuie să iei doar un singur lucru? Răspunsul a fost, depinde de vintici. Adică depinde de anul fiecărui, anul vinului și anul femeii. Deci voi vedea ce în funcție de asta, fac alegeri. Ei bine, să citim aici acest text foarte interesant, care este scris de o femeie. O femeie numită Tamara Bellegarde, care are un blog despre vin și ea spune care sunt motivele pentru care e mai bine să bei vin decât să faci sex. Primul motiv. Ca să mănânci sau ca să bei, nu ai nevoie de prezervativ și nici dorici vreo sarcină. Al doilea motiv. E legal să plătești pentru mâncare și vin. Al treilea motiv. Să dai $100 pe o masă e ceva perfect acceptat. Al treilea motiv. Atât mâncarea cât și vinul pot fi savurate în public
ba chiar și de față cu familia. Al cincilea motiv. Nu trebuie să te dedici exclusiv doar unui fel de mâncare sau de vin. Ești liber să-ți faci de cap în ambele domenii. Al șaselea motiv. Mâncarea și vinul nu te vor face să transpire abundent și nici nu se ciupulește părul. Următorul motiv. O cină sau o sticlă de vin poate să dureze câteva ore. Uneori chiar și o noapte întreagă. Următorul motiv. După ce ai savurat un vin sau un fel de mâncare, nu există nici obligații, nici așteptări. Un alt motiv, nu ai nevoie nici de oglinzi, nici de poziții ciudate și nici de alte jucării ca să îmbunătățești momentul. Și ultimul motiv, cel mai dureros pentru noi domnii, că e spus de o femeie, scuze domnilor, dar trebuie să o spun. Femeile au mai multe șanse să fie profund și pe deplin satisfăcute de o mâncare bună și de câteva pahare cu vin de calitate. Ei bine, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru faptul că ați avut curiozitatea să degustați vinul de la Vinci. Sper că veți avea și mai mare atunci când să veniți să vedeți domeniul Vila Dumbrușa și să vezi vinul de la Vinci, de la Prama Vinci. Se poate veni în orice moment. Chiar și iarna e foarte frumos acolo. Dar e adevărat că din aprilie până în octombrie este perioada de aur. Și dacă vreți să vă bucurați și de culeți, atunci se vedeți în septembrie și în octombrie. Dar se vedeți și culegeți. Ați mai uitat din calități de acest cuvânt. Da. Cum? Care sunt? Ipăubil, disuibil, dar îi se șerpigil. N-am ajuns încă acolo la Trântibil, dar dacă perseverăm, s-ar putea să ajungem. Ei bine, mai avem întrebarea legată de vinurile roșii. Care vin v-a plăcut mai mult? Să începem cu Cabernet Sauvignon 2013. Cine este? Ia uite săracul Cabernet. 1, 2, 3. Bun. La Merlot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. Și Cuvée Andrei, ultimul vin. Da, poate da. Da, e limpede care e referința majoritară. Da, cum spuneam mai devreme, important este că fiecare vin are degustătorii lui. Iar eu vă mulțumesc pentru că în calitate de podgorean sunt bucuros de câte ori oamenii beau vinurile pe care le facem. Cine bea vinul nostru, bea o parte din sufletul nostru. Un părinte și iubește toți copiii. Pe toate le iubesc. Dar dacă este, prefer totuși, prefer când poșea vine Negru de Drăgășan. Negru de Drăgășan nu este aici, dar... Țin și eu la ceea ce este specific pentru Drăgășan. Da. Dacă aveți întrebări, să-mi pune. Dacă putem achiziționa în Bacău, de unde cumpărăm? De unde cumpărăm în jurul Bacăului? Da. Distribuitorul nostru este aici, da? În Bacău, găsim vinurile la Bogdan. Bogdan, te rog. Da. La Maison du Vin. Avem și aici, unde la Bogdan. Da. Vis-a-vis de Casa Grande, cum ar veni. Da? La 30 de metri imediat pe partea dreaptă, vis-a-vis Hanovra, Casa Grande. Mai avem de asemenea posibili colaboratori, chiar aici, să sperăm că așa va fi. Și la Iași, și la Onești, da. Și la Piatra Neamț. Iată așa, da, prin dumneavoastră, nu? Da. Vedem mâini. Da. Partener și familiare. Da. Deci cu Bacău, Viorinții, la blocul de Aducem și la Onești, da. Butași de Crâmpoșia, comercializați? Nu comercializați, asta-i treabă grea, domnule. Așa de grea încât, din păcate, nu mai avem în România pepiniere de viță de vie. La Drăgășani a fost o pepinieră care a fost făcută de Carol I.
Carol al II-lea după aceea, în jurul pepinierei, a creat centrul de cercetări viticole și vinicole, care a existat în timpul comunismului și chiar s-a dezvoltat foarte mult. Din păcate, după 90, cum s-au întâmplat cu foarte multe lucruri bune, că nu tot ce a fost rău în timpul comunismului a fost rău, nu tot ce a fost în timpul a fost rău, și atunci s-a distrus centrul acesta și pepiniera și centrul de cercetări. Și știți de unde iau butaș de crâmpoșie ca să plantez? Din Austria. Adică este o pepinieră în Austria, vine austriacul la Drăgășani, taie curte de pțelevie, merge înapoi, le altoiește, le pune în seră și după aceea mi le vinde mie, în timp ce noi nu știm, nu știm să facem, nu mai știm să facem. Trebuie să faceți și dumneavoastră. Cum? Trebuie să faceți și dumneavoastră. E o meserie separată, e o meserie specială asta. Deci, trebuie să fie cineva care să aibă răbdarea să facă asta și va și câștiga mult. Austriecii și francezii au câștigat din România sume imense, pentru că toată replantarea pe reconversie s-a făcut cu butași importați din Austria și din Franța, inclusiv pentru surile autohtone. Și negru de Drăgășani. Este o firmă în Onești care face, e pepinieră? Da, Baco, care în toată țara face Plantează, dar nu face butași. E altceva. Deci face... Nu, n-are cum să... N-are pepinieră. Pe ce altoiești? Dragii mei, orice altoire se face numai pe viță de vie americană. Pe butași de viță de vie americană. Știți de ce? Filoxera. Filoxera, dragii mei. Bun, dacă toți suntem la filoxera. Știți povestea cu Noe, da? Știți că Noe a avut grijă atunci când potopul distrugea lumea să nu uite să ia în corabie vița de vie. Dacă uita, nu mai beam astăzi vin de Drăgășani și nici Avincii. Noe Grigudiu a luat vița de vie, a putut în corabie și știți unde a acostat? Când potopul s-a mai liniștit, a acostat pe muntele Ararat. De asta se și spune că vinul a apărut în regiunea Caucazului, în Georgia, Armenia. Și sunt dovezi arheologice care arată că de peste 6.000 de ani se făcea vin în zona Caucazului. Dar norocul care este că s-a dus pe muntele Ararat? Că dacă mergea pe coastele Americii de Nord, nu mai beam vin astăzi pentru că nu mai aveam vițe de vie. Pentru că în America este filoxera. Nu s-a știut asta până acum 100 de ani, 150 de ani. Când coloniștii americani au încercat să planteze viță de vie în America, după 2-3 ani constatau că se usucă vița de vie. Nu știau de ce. Sute de ani au încercat să facă vie europeană în America, pentru că în America era o viță de vie aproape sălbatică, care face struguri acri și nu este vin bun din struguri americane. Abia când s-a descoperit filoxera, care este o insectă care mănâncă rădăcina viței de vie, s-a văzut de ce se usca vița de vie europeană în America. Dar descoperirea s-a făcut în mod tragic, catastrofal, pentru că niște oameni de știință au luat butuși de viță de vie americană, i-au adus în Europa, neștiind că în rădăcina lor este implantată insecta numită filoxera. S-a răspândit așa de repede în Europa, încât pe la 1870 în Franța, toate viile au fost distruse. Și atunci tot oamenii de știință au găsit soluția, mai întâi au făcut ceea ce se cheamă hibridizare, numai că din hibrid nu s-a făcut vin bun, avem și noi în România hibrid, mai ales în zonele rurale, dar vinul nu-i bun și mai ales nu ține mult, ține până la Paște, după aceea se acrește, nu se poate conserva. Și atunci au descoperit altoirea. Pe vița de vie, pe butașul de viță de vie americană, se altoiește coarta de viță de vie europeană, exact ca și la pom. Dar rădăcina este viță de vie americană pentru că e rezistentă la filoxera. La noi în România, numai acolo unde sunt terenurile nisipoase, pe terasele Dunării, unde e mult nisip, filoxera n-a pătrus și acolo se poate pune chiar viță de vie autohtonă. Dar în restul țării nu poate rezista decât viță de vie autohtonă. Ca și în mai toată Europa. În California n-a fost nevoie de asta pentru că nu știu de ce,
filoxera n-a putut să reziste în California. În Chile de asemenea, nu-i filoxera, pentru că încercând să treacă munții dintre Argentina și Chile, fiind foarte înalți munții și gelul foarte mare, filoxera înghesă. Și n-a ajuns în Chile. Deci în Chile nu se altoiește vița de Chile. Mai aveți întrebări? Domnul Valibre, asta e singura întrebare, gata? Tot mi-ați întrebat dacă inginerarea de comandantie. Aceeași întrebare i s-a pus la un astfel de simpozion, un bailar, domnul profesor Cotea, un mare venitor, care dintre ei? Academician. Am uitat acum. Amândoi sunt.